Doamnelor și domnilor, pe Cocuța și pe Bogdan Boantă i-au invitat aseară la o cină, dar nu s-au dus pentru că erau foarte ocupați. Zice și voi ca mine, zice și voi ca mine. Bună ziua, așa e ca tine. Fix ca tine. Bună ziua. Am auzit în târg niște vorbe despre voi, că ați fost invitați la un moment dat să fiți nașii copilului Flaviei Mihașan și a soțului. Am și fost. Da, da, doar la prim. Dăctodată, adică, cum la prima, prim, uite, uite, prima, mai primul copil frumos. În mod normal, nu? Dacă erați cu minți și dacă vă purtați frumos și cu vinișor, păi asta cred că am fost răi. Chemată, da. Eu cred că și-au dorit să-și mărească familia. Da, da, eu cred că s-au trezit la timp. Acolo, adică nu serios, chiar. Ați făcut ceva? Da, la primul botez ai greșit undeva, că la tine mă uit. Dar de ce te uiți? El pare un băiat serios de fiecare dată. Dar eu am fost, am cumpărat hăinuțele. Eram, tot timpul eram cu el pe, pentru că el n-a venit cu mine, da. Eram pe telefon și îi trimiteam poze. Dar le-ai luat mici ceva, hainele sau... Le-ai luat roz. Da, da. Pantofi cred că n-avea. Asta, dar da. Dar ei n-avea nici nu, dar n-avea ca și tot scotea el, nu da, că da, nu avea da, pantofi. Luat și pantofi. Da, da, el, bă, chiar i-ați luat, da. I-am luat, da. I-ați luat și 100 de euro, cred că la botez, la plecare. Că la al doilea botez, practic, bine, în sfârșit, da, el putea să-l mai... Pune la tine, a, s-a trezit Flavia. Dar ce-i cu mine? Nu ziceam așa, că el te cunoaștem cu tot. El oricum a fost prin alianță. A, da, deci tu ai fost... deci tu ai fost nașa ce supremă. Ce prin alianță? Eu, prin alianță înseamnă că eu sunt prietenă cu Flavia, da, de mică. Adică și eu... el nu. Și el nu. Da, da, și Flavia are o amintire foarte frumoasă legată de mine. Da, pe care am povestit-o la voi aici. Exact. Stimați spectatori, vă rog să mă scuzați că interrup, dar ei doi nu sunt doar coregrafi care fac televiziune, fac coregrafie și pentru show-uri mari, pentru musical-uri și vom demonstra asta împreună. Nu! Da. Ai la canapea ca să vorbim. Ajutați de balerinii teatrului. Întâi vedem dansul, după care îl și comentăm. 3, 2, 1, dans! Dan! Se pun și așa sus pe umăr. Păi, ce nu, după cum zice asta? De ce nu l-ai ridicat? De ce să... Vino să facem asta acum. Unde vedem această splendoare? Nu vă mai jucați. Spuneți-ne unde venim să vă vedem. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, ai stil! Aveți stil. Unde ne... Păi avem vinerea aceasta, da? Pe 24 avem premiera la Teatrul de Operetă Ion Dacian. Și voi sunteți invitații noștri, avem și pentru voi niște bilete cu această ocazie. Oh, mulțumim frumos! Mulțumim tare frumos! Mulțumim. Și vă așteptăm și dacă pentru cei care vor să vină și n-au reușit să-și cumpere bilet, poate să vină și în octombrie, o să avem o reprezentație și pe 24 octombrie și apoi următoarea va fi pe 5 noiembrie în cadrul Festivalului Ion Dacian. Spectacolul se numește... Candid. Asta e important. Candid al lui Voltaire. Te știm să vă căutăm. Mulțumim frumos, mulțumim Cocuța, mulțumim Bogdan, mulțumim tuturor, mulțumim. Și ne vedem curând. Mulțumim, baftă! Avem bilet!